într-adevăr, dar în primul rând felicit echipa Corvino pentru rezultat. Felicit băieții pentru ocaziile care și-au creat prima repriză, pentru determinarea care au avut-o, îi felicit. Vedeți, fotbalul întotdeauna s-a jucat doar și doar pe goluri. A fost un meci disputat, spun, în care s-au creat ocazii de ambele părți, pentru că publicul a fost mulțumit. Din păcate, suferim la... Nu, eu nu știu nimic de aspectul ăsta, dacă va veni, sunt convins că o să vă informez. Nu știu nimic de niciun portar din club. Dar aveți nevoie de un portar? Cel puțin după evoluția de astăzi. În primul rând, este nevoie și de un antrenor secund, este nevoie și de un antrenor cu psihologic, este nevoie de orice lucru care ne poate ajuta, inclusiv portar, inclusiv fundaș central, inclusiv atacant. Deci orice jucător care poate să ajute acești copii tineri, orice jucător este binevenit, dar doar care cel poate să ne ajute. Noi în acest moment nu suntem o echipă care să ajutăm alți jucători. Noi avem nevoie de ajutor. Domnul Liviu, înfrângere cu 3-1 cu Hunedoara, cum a fost? Așa, după cum ați văzut și voi, vedeam 1-0 acolo, nu știu, poate alta era soarta meciului. Am mai avut încă o ocazie, am luat golul ăla, 2-0, moral. Dezamăgit de Răducanu? Nu pot să zici că dezamăgit. Când pierzi cu 3-1, toată echipa e de vin. Ce se va întâmpla cu echipa? Va juca la Zlatna din etapa viitoare? Da, din etapa viitoare la Zlatna. Meciul de la Siget e unul de toate familii? Meciul de la Siget merge la Victoria și astăzi a fost tot la Victoria. Veți mai aduce un portar pentru a... Da, săptămâna viitoare va veni un portar la echipă. Am câștigat un joc, mă bucur că băieții au înțeles că sunt 3 puncte în joc și erau importante. Îi felicit pe băieți că au crezut, au jucat așa cum știu ei. Terenul a fost așa și așa, dar una peste alta suntem mulțumesc pentru că am câștigat. Pe primul loc, de-a Dumnezeu să rămânem tot acolo. Acum, de-abia acum ce pe greu, când ești acolo sus trebuie să te menții și e mai greu. Ajungi ușor, dar te menții mai greu. În prima repriză și în a doua ai avut o discuție cu centralul Ovidiu Opria. Ce ai reproșat? Nu vreau să discut despre arbitraj. Mie mi s-a părut un arbitraj foarte, foarte slab, dar în fine, lăsăm pe alții care se pricep să analizeze ei.